A fost finalizată construcția noului sediu al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Populației din Comuna Ghiroda. Primarul Ionuț Stănușoiu a recepționat lucrările pentru cea mai nouă construcție din Ghiroda, o clădire modernă și funcțională, pregătită să răspundă în mod eficient nevoilor comunității. În timp ce poliția locală se pregătește să-și înceapă operațiunile în noul sediu, suntem în așteptarea avizului necesar pentru ca Oficiul de Evidență a Populației să-și înceapă activitatea. De asemenea, Casa Căsătoriilor este pe cale să-și deschidă ușile pentru cuplurile care își vor oficia uniunea într-un cadru special și solemn. Punctăm astăzi un moment de bucurie și progres pentru comunitatea noastră, marcat de începutul unei noi etape de dezvoltare pentru Ghiroda și Giarmata Vii, transmite Ionuț Stănușoiu.